Bun găsit, eu sunt Tudor Cotifan, suntem în cadrul Aspen Beaverers Forum 2022 în marja ministerială NATO, alături de un invitat special, domnul secretar general adjunct, domnul Mircea Joană. Domnule Joană, bine ați revenit la Defense România și Decenius. Mulțumesc mult, o bucurie să fiu la Decenius. Domnul secretar general adjunct, de 11 ediția Aspen Forum, un eveniment foarte important. Ce se va discuta astăzi și în următoarele zile, ce ne puteți spune despre ceea ce va avea loc aici? Este cea mai importantă conferință internațională și încercăm de mulți ani de zile, colegii de la Aspen, să punem împreună dimensiunea de securitate cu dimensiunea economică și cu evoluțiile și tendințele în plan strategic, politic și economic. Deci frumusețea acestui forum este că nu vorbim exclusiv despre lucrurile de securitate, sunt importante, dar încercăm să le punem într-un context de reziliență, într-un context de securitate energetică, de chestiuni pe zonă cibernetică, pe zonă de dezinformare și hibrid. Deci această relație biunivocă între securitate, economie și prosperitate este ceea ce încearcă să facă Institutul Aspen. Aș vrea să ne discutăm puțin despre ministeria la care stă să înceapă. La ce să ne așteptăm, ce decizii majore vor fi luate și, evident, întrebarea care stă pe buzele tuturor, pentru că este cel mai important eveniment pe care îl organizează România din 2008 încoace, ce obiective va atinge România în cursul acestui ministerial? Bun, este o ministerială importantă, dar este un punct de reper între summitul de la Madrid de vara trecută și cel de la Vilnius de vara viitoare. Deci, într-un fel, este cea mai importantă întâlnire politică pregătitoare pentru Vilnius. Și este important ca la București să luăm de manieră foarte pragmatică deciziile luate de liderii noștri la Madrid, concept strategic, prezență pe flancul estic, sprijin pentru Ucraina, sprijin pentru Moldova, Georgia, Bosnia, chestiuni legate de reziliență, chestiuni legate de inovație și noi tehnologii. Și să putem folosi cele două zile de lucru intens aici la București, pentru ca la Vilnius, liderii noștri din nou, acelui nivelul maxim de decizie politică, să poată să spună am făcut progres de la Madrid la Vilnius. Deci București este un loc în care se coc decizii și mai importante din vara lui 2023 la Vilnius. La Madrid s-a recunoscut importanța strategică a Mării Negre. Ne așteptăm ca Marea Neagră să fie unul dintre subiectele centrale și în cadrul acestor reuniuni. Evident, fiecare țară gazdă și vreau să mulțumesc autorităților române și tuturor celor care, presei românești și internaționale care este prezentă masiv aici la București pentru ceea ce fac ca să pună România pe hartă și mă bucur ca român să învăța în centrul atenției presei internaționale. Dar trebuie să fim în același timp extrem de convinși de faptul că există o situație care necesită atenție și vigilență permanentă și sunt absolut convins că ceea ce se întâmplă în aceste zile la București și în plan politic, foarte multe întâlniri bilaterale, secretarul de stat Tony Blinken vizitează Bucureștiul, primul secretar de stat după 2005. Deci, într-un fel, este și o formă de a face diplomație, nu de tip NATO, dar și diplomație bilaterală și multilaterală. Ceea ce mă bucură poate și mai mult este, și vreau să-i mulțumesc ministrei de externe a Germaniei, Annalena Baerbock, că ne-a propus și mă bucur că vom participa, secretarul general și cu mine, la întâlnirea G7+, în care țările G7, cele mai puternice economii ale lumii occidentale, împreună cu țările de pe flancul estic și împreună cu donatorii principali, Banca Mondială, BERD și alții, ne vom gândi și la reconstrucția Ucrainei și, cum spuneam și la început, între securitate și prosperitate să facem o legătură mai directă. Continuăm discuția la Defense România cu domnul secretar general adjunct Mircea Joană. Domnul secretar general adjunct, avem un summit istoric, o reuniune istorică astăzi și mâine în cadrul ministerialei NATO, cu participare istorică a Republicii Moldova. E un aspect foarte important. Am ascultat discursul dumneavoastră de astăzi, a spus de spiritul Bucureștiului din acel moment 2008, ceea ce ne-a tras cu atenția. Vreau să vă întreb, cum poate Alianța Nord-Atlantică să ajute Republica Moldova, mai ales în contextul în care știm, am avut câteva incidente foarte grave, o rachetă a căzut pe teritoriul Republicii Moldova și cu puțin timp înainte rachete rusești au survolat teritoriul Moldovei. Războiul pe care Rusia l-a început acum 9 luni împotriva Ucrainei creează efecte în Ucraina, dar și la nivelul țărilor europene, inclusiv în Republica Moldova.
Republica Moldova este o țară neutră prin Constituție și acest lucru este respectat de către NATO. E decizia fiecărei țări, am spus-o și aici la forumul de la București, să-și aleagă alianțele și direcția pe care doresc să o aleagă. Dar realitatea este că Rusia este un jucător agresiv și imprevizibil. Și acest lucru produce consecințe de analiză strategică și la Chișinău, și la Helsinki, și la Stockholm, și la Tbilisi, și la București, și la Washington, și la Beijing, și la Tokyo, și peste tot. De aceea ce vorbeam cu partenerii noștri moldoveni, cu care avem o relație foarte strânsă și la NATO, este acela că a fi neutru nu înseamnă că trebuie să fii slab din punct de vedere militar și al apărării. Și în clipa de față, Republica Moldova încearcă să obțină susținere din partea aliaților și din partea Uniunii Europene pentru a putea să-și rezolve problemele imediate, care sunt legate de securitate și legate de energie și reziliență economică. Și o luptă agresivă pe care Rusia o duce aproape pe față de a provoca instabilitate și a folosi nemulțumirea socială care există pentru a răsturna un guvern pro-european de la Chișinău. Aceasta este realitatea. Ministrul Apărării Moldovean a fost de două ori la NATO într-o lună de zile. Nu s-a întâmplat asta foarte, foarte des. Ceea ce eu cred că reprezintă prezența ministrului Nicu Popescu aici la București este începutul unei reinterpretări a ceea ce înseamnă neutralitate pentru Republica Moldova. E un început de adaptare la o nouă realitate strategică, la o nouă arhitectură europeană de securitate. Perspectiva europeană pentru Moldova este un lucru foarte important și acest lucru cred că ministrul Popescu îl va spune aici la noi și cred că vor fi și decizii cu privire la sprijin suplimentar pentru Republica Moldova, că este din punct de vedere securitar sau economic. Vreau să salut faptul că Germania, Franța și România au luat conducerea pentru a mobiliza resurse financiare suplimentare pentru Chișinău. România face un lucru admirabil, în condiții nu ușoare pentru noi. Nu e ușor pentru România să exporte energie și să-i ajutăm pe frații noștri dincolo de Prut. Dar cred că momente grele se cerne prietenul adevărat. Și cred că în Europa, în NATO și în România, Republica Moldova au prieteni adevărați. Ultima întrebare, domnule Mircea Joan, în ceea ce privește războiul din Ucraina, războiul rus de agresiune, de mai bine de câteva săptămâni avem o nouă strategie a Federației Ruse prin acest atac asupra infrastructurii energetice a Ucrainei. Am văzut că sprijinul Occidentului nu a putut fi fisurat în ceea ce privește Ucraina. Se încearcă o nouă strategie prin care demoralizarea populației să ducă la un rezultat pozitiv pentru Moscova. Ce răspuns pregătește NATO în acest sens? Pentru că știm că Kievul a solicitat de foarte mult timp și sau tot mai des sisteme de apărare antiaeriene care parcă sunt esențiale, mai ales în contextul venirii ieri. Este evident că Federația Rusă a ales o cale a escaladării și a spune că este o chestiune fără precedent. Războaiele sunt păcătoase de felul lor. Ele sunt ucigașe, ele distrug vieți și proprietate și militari, dar niciodată nu am văzut până acum un efort sistematic de a ținti populația civilă și infrastructura economică a unei țări, cum o vedem acum. Este efectiv de o brutalitate și de un cinism fără precedent. Avem obligația să-i ajutăm pe ucraineni în continuare. Prin NATO și prin țările NATO și parteneri să le oferim cele mai avansate sisteme de apărare antirachetă și acest lucru se produce, dar în același timp trebuie să continuăm să-i ajutăm economic și financiar, pentru că foarte multe din lucrurile de care au nevoie sunt legate de chestiuni mai degrabă civile. Prima doamnă a Ucrainei, doamna Zelenska, într-un mesaj adresat forumului de la București, vorbea de nevoia și spunea că energeticienii ucrainieni sunt la fel de importanți ca și militarii ucrainieni pe front. Deci avem nevoie să-i ajutăm pe ucrainieni pentru a fi mai puternici din punct de vedere militar, dar și pentru a putea să treacă o iarnă foarte, foarte grea. Dar ce v-am spune? Că așa cum au crezut că Ucraina se va preda în 3 zile la începutul războiului Rusia, mai țineți minte acum 9 luni? Că durează 3 zile, blitzkrieg, ocupă Kievul și Zelenski fuge. Eu cred că vor face din ucrainieni o populație care va fi evident trecută prin încercări foarte grave, dar mai rezilientă, mai perseverentă și mai hotărâtă să-și apere libertatea decât oricând altcândva. Când apeși pe butonul ăsta,
în care copiii, bătrânii, cămine de bătrâni, școli, spitale, viață normală sunt afectate, Rusia poate să creadă că le va rupe și raspinării a rezilienței societale a Ucrainei. Sentimentul meu este, văzându-i până acum cum se comportă, că vor avea o Ucraina și mai înverșunată pentru a-și apăra libertatea. Și acest lucru este spiritul de la București. Am văzut aceeași strategie și unde în anii 40 în bătălia pentru Anglia, deci... Și probabil că o lectură selectivă a istoriei universale n-ar strica nici celor de la Kremlin. Doamne, mulțumim foarte mult pentru prezența la Defensa. Mulțumesc, DC News, că întotdeauna o gazdă admirabilă. Mulțumim.